Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Am intrat din nou în direct. Astăzi vom face un ceai din frunze de dafin și cu lămâiem. Așa, aici voi pune frunzele de dafin. Ia uitați, aici am 5 frunzulițe de dafin proaspete. Puteți folosi și cele uscate. Și eu am să le pun una peste cealaltă și am să le strivesc așa bine, 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 bine și le strivesc. Vedeți? Și le rup. Le rup așa bine, le strivesc. Și apoi le adaug aici în borcanelul meu. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa, începem cu un ceai de dafin și lămâie. Eu am să pun și o codiță de linguriță de desubt, așa. Apa este fierbinte. Aici am circa 500 de grame de apă. Voi pune și o peliuță de lămâie. Așa. O stoarcem așa puțin. Și dăm drumul așa în interior. Și închidem. Și dăm deoparte. Vedeți? Îl lăsăm acum să se odihnească. Să-și tragă toată esența din... Deci în apa noastră, aici am 250 de grame și am să pun așa două frunzulițe de dafin. Eu le rup înainte. Le rup așa. Le strivesc bine și după aceea le adaug. Așa, să le pun și pe acestea două micuțe. Și lăsăm să se infuzeze. Așa. Îl doriți mai concentrat ceaiul de dafin... Îl fierbeți. Noi știm că dafinul este o plantă foarte bogată în nutrienți. Așa, și este foarte, foarte bună pentru corpul nostru. Conține doze foarte mari de vitamina C și A, acid folic și multe minerale. Și este foarte bună, foarte, foarte, foarte bună pentru corpul omenesc. Eu o beau pentru durerile mele de oase care le am și articulații și ca digestiv. Este bună și pentru glicemie și diabet, pentru sănătatea inimii, analgezic, pentru gripă și tuse. Eu mi-am scos aici câteva și de fiecare dată când vreți să încercați o plantă, întrebați și medicul. Întrebați mereu medicul și dacă el vă recomandă că puteți folosi planta respectivă pentru durere care o aveți, să încercați. Este împotriva constipațiilor, dafinul, să știți că este o plantă miraculoasă, aș putea să spun.